seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit în această seară de marți la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. În această seară pot să vă spun că vom trece de la sublim la ridicol, întotdeauna este un pas foarte mic și din păcate în Giurgiu am putut să vedem că lucrul acesta este foarte posibil. Dacă vă mai aduceți aminte, cu ceva timp în urmă, acum în jur de aproape 3 săptămâni, întreaga presă, ca să spun așa, și opinie publică, aflând din presă, a fost nemulțumită, ca să folosesc un cuvânt blând, de faptul că la Muzeul Județean a fost numit ca director interimar un domn care nu avea nici înclin, nici în mânecă cu actul cultural, cu istoria, cu, în general, cultura. La vremea aceea, lucru rar întâlnit, pe care numai în câteva decizii ale Consiliului Județean l-am putut vedea, întreaga presă din Giurgiu a fost de aceeași părere. Ceea ce s-a întâmplat acolo a fost un act extrem de nociv pentru activitatea culturală și activitatea muzeului, atâta timp cât oameni care se pricep și care lucrează acolo ar fi putut foarte bine să preia această funcție. A fost atunci și un alt personaj care a apărut în scenă, ca să spun așa, un candidat pentru acest post, dar care n-a apucat nici măcar să susțină concursul pentru că a fost eliminat din start. La vremea respectivă am amintit de acest lucru, colegii mei de la știri au prezentat situația de atunci. Am promis la acea vreme că vom discuta pe larg despre acest subiect, numai că personajul nostru, concurentul eliminat din start, a fost plecat din țară o bună perioadă, perioadă de 2 săptămâni și iată că în această seară revenim asupra subiectului. Invitat este domnul Nicolae Țone. Bună seara, bine ați venit! Sărbună! Dacă ar fi să vă prezint așa, ar trebui să spun ziarist, poet, critic literar? Da. Director al editurii Vinea. Vinea e născut la Giurgiu acum 120 de ani, pe 17 aprilie se împlinesc 120 de ani de la nașterea lui Ion Vinea. Este un nume exponențial, nu numai pentru Giurgiu, ci și pentru întreaga cultură românească. Noi la Giurgiu l-avem de asemenea pe Tudor Vianu, care este o personalitate foarte complexă, nu numai a culturii românești, ci și europene. Și mai adăugați ceva, sunt născut la Malu. Deci la adică 15 km de Giurgiu. Sunteți și giurgiuven. Da, și stau de 4 ani, sunt venit la Malu acasă. O să vorbim și despre ce au însemnat acești 4 ani, probabil o să avem timp pentru dumneavoastră ca un om de cultură care v-ați întors pe meleagurile natale. Așa cum spuneam, fără voia dumneavoastră, ați fost personajul principal al unei povestiri, ca să păstrăm domeniul literar, să zic așa. Îmi cer scuze, poate par nepoliticos, dar nu eu sunt personajul. Personajul este domnul Vasile Mustățea, un personaj foarte, așa, cum să spun eu, vizibil. Și personajul, un biet personaj, mai biet decât bietul Vasile Mustățea, este acest Constantin Buduru. Deci unul cumpără și celălalt se lasă cumpărat. Deci haideți să o luăm de la început. Muzeul Județean organizează un concurs, anunță organizarea unui concurs, da, pentru ocuparea postului de director, da, lăsat vacant de regretatul Traian Popa. Nu. Deci, nu? Traian Popa, deci, se stingea, din păcate, în primăvara anului trecut. Deci, anul trecut, 2014. Suntem foarte departe. Între timp, 5 luni de zile, domnul Mustățea nici măcar n-a numit interimar și Consiliul Județean n-a numit interimar, ceea ce este total în afara legii, e chestiune penală. 5 luni de zile să lași o unitate fără conducător e inadmisibil. Acești oameni, acest om a fost ales, bănuiesc, să conducă acest județ, nu să-l desconducă și să-l lase, cum să vă zic eu, așa în dorul lelii.
De ce 5 luni de zile n-a numit măcar un interimar? Vom afla probabil pe parcursul acestei emisiuni. Bănuiți că a fost un interes sau pur și simplu nu s-a gândit în activitatea complexă pe care o presupune această funcție? Probabil că nu și-a adus aminte și de Muzeul Județean. Domnul Mustățea ține aceste unități de cultură în buzunarul lui de la haină, așa, care e destul de mototolit și face ce vrea. Și face ce vrea cu bună știință, încălcând legea, încălcând bunul simț. Asta face. Iată un liberal care, de fapt, dezminte ideea de liberalism. E o rușine pentru liberalismul românesc și pentru, chiar pentru liberalismul de aici. Dacă îmi permiteți, domnul Țone, facem și vom face referire în această seară la câteva persoane care sunt implicate în acest lucru. De aceea o să vă rog pe dumneavoastră, ca prezent în platou, să faceți doar acuzațiile pe care le puteți și proba, să spunem așa, da? Iar persoanele care se simt vizate și vor să dea un drept la replică sau vor să aibă ceva de spus în apărarea lor, au la dispoziție telefonul pe care îl avem afișat pe ecran și pot să intervină oricând. Deci prima chestie foarte fermă și foarte certă. Timp de 5 luni domnul Mustățea n-a numit nici măcar interimar la Consiliul Județean Giurgiu. Luați legea, vedeți că e total în afara legii. Da? Foarte clar, foarte concis, foarte ferm. Cum se numește un om care e pus să ajute comunitatea, care e pus să respecte legea și nu respectă? Cum se numește? Spuneți dumneavoastră. Eu nu mai folosesc cuvinte că poate n-am acoperit. Cum se numește un om care este ales și pus în fruntea comunității să conducă legal comunitatea și el nu respecte legea și o încalcă. 5 luni de zile un mare muzeu din sudul României este lăsat de izbeliște. Și ce s-a întâmplat după aceste 5 luni? După aceste 5 luni, peste noapte, a fost numit un interimar. Cineva de la Biblioteca Județeană, pentru că a venit fostul director care fusese contestat, cel noul director a fost peste noapte, nici 3 ore a fost numit director interimar la Muzeul Județean. Apoi s-a făcut un concurs. După niște luni, un concurs în care s-au cerut niște lucruri de când s-a întâmplat acest lucru? Când a fost organizat acest concurs? Pe 5-a 12-a 2013. Deci ultima oară s-a organizat un concurs în 2013. Da. Pe 5-a 12-a 2013. Da. Vreți să știți care a fost condiția de concurs pe 5-a 12-a 2013? Păi ar fi interesant, pentru că din câte știm noi și din câte ați spus și dumneavoastră la conferința de presă pe care ați făcut-o înainte de a pleca la Paris, că o să vorbim și despre plecarea la Paris, să vedem ce fel de oameni refuză Consiliul Județean să pună în conducerea unei instituții de cultură. Iarăși îmi cer scuze, sunteți o doamnă și vă mulțumesc că m-ați invitat și de obicei un bărbat nu e bine, niciun prilej să contrazică o doamnă. Ba vă rog să mă contraziceți, deci, nu, bine. Deci eu nu cer nimic de la nimeni. Eu nu vreau să-mi dea Vasile Mustățea nimic. Păi tocmai că n-am spus asta. Nu vreau de aceea să-mi trebuie să deci, vedem Vasile condițiile impuse în... Trebuie să respecte legea și trebuie să asigure tuturor oamenilor competenți din Giurgiu, din România și din comunitatea europeană condițiile legale pentru a participa la un concurs de manager pentru o unitate din Giurgiu. Asta trebuie să facă domnul Mustățea. Nu trebuie să dea nimic nimănui, nici lui Buduru, nici lui Țone, nici lui Păunescu. El trebuie doar să respecte legea, să asigure cadrul legal ca într-adevăr cel mai bun, cel mai competent, cel cu ideile cele mai valoroase să vină și să preia această unitate și să o facă măcar ceea ce a fost. Dar ce v-a determinat pe dumneavoastră să vă înscrieți la concurs? Un lucru foarte simplu. Eu conduc o destul de importantă editură de poezie. Da? Editura aceasta are 25 de ani de activitate. Poartă numele lui Ion Vinea. Ani în șir, această editură Vinea a publicat cam 70-80% din toată poezia care se publică în România. Eu am venit acasă. Eu vreau să fac ceva pentru oamenii din jurul meu, pentru tinerii care sunt în acest județ. Exact cum atunci, acum cu ani în urmă, când eu am venit și am fost la o seară de cenatul și am ascultat poezie și am ascultat lucruri de valoare și am decis că destinul meu va trebui să fie în literatură,
Așa trebuie să întâmple și cu tinerii de acum. Să aibă aceste unități culturale de elită, să poată vedea ce înseamnă cultură majoră, ce înseamnă cultură importantă și dintre ei să se aleagă, și așa este și firesc, cei ce vor fi un alt Ion Vinea, un alt Tudor Vianu, poate și un alt Nicolae Țone, cu voia dumneavoastră. Asta vreau. Nu vreau nimic. Eu n-am treabă cu Vasile Mustățea. Vasile Mustățea trebuie să-mi asigure mie ca și cetățean condiții să pot participa, dacă întrunesc condițiile legale, la un concurs. Iar concursul să se organizeze temeinic, să acele comisii să fie formate din oameni competenți și să-l aleagă pe cel mai bun. Pentru că e păcat ca acest oraș să nu fie ceea ce merită. Are un trecut cultural foarte, foarte important, să știți. Iar muzeul acesta, care acum este aproape la pământ. De ce e aproape la pământ? Din două motive. Pentru că an de an a fost subfinanțat, a fost, hai să spunem, finanțat în batjocură. De pildă, uitați să vă spun o chestie, Vasile Mustățea, șeful județului, n-a aprobat de la județ măcar un leu să se cumpere cărți și publicații. Vă amintesc că aceste cărți, aceste publicații, în clipa în care ele sunt cumpărate de muzeu, devin obiecte de inventar, devin obiecte muzeistice. Poate eu vreau peste, sau copiii copiilor noștri vor peste 20 de ani să știe ce are nevoie de cartea publicată în anul 2014 sau în 2013. Nu poate să meargă la București, nu poate în altă bibliotecă publică. Are un muzeu aici, poate să o găsească aici. De vreme ce muzeul are și această secțiune de istorie, de literatură. Deci vă dați seama, deci nu poți să obstrucționezi la infinit activitatea unui muzeu. Deci este subfinanțarea crasă și este acest amestec nenorocit al politicului în viața culturală. An de zile acest muzeu a fost bătaia de joc aproape tuturor conducătorilor, cu puține excepții. Cu puține excepții au fost numiți numai cine nu te așteptai, fără experiență, numai pe interes politic. Mi-amintesc când eu am lucrat 12 ani la muzeul acesta. Uitați, am cartea de muncă și vă pot arăta, da? Mai mult decât atât, vă pot arăta că am fost 12 ani de zile angajat cu jumătate de normă, că nu puteam să am, la Muzeul Literaturii Române din București. Mă pricep la muzeistică. Am dat examen și acolo și aici pentru a câștiga postul respectiv. În fine, politicul a distrus practic acest muzeu. Și nu numai muzeul, și celelalte instituții de cultură. Și a căutat de pildă un inginer agronom până de curând să fie directorul muzeului. Vorbim de alte două mandate de președinte de județ în urmă, da? Un inginer agronom a devenit într-o dată conducătorul muzeului. Da? Bun, acum iată un metalurgist, stă de două luni de zile acolo și îl învață pe Păunescu ce înseamnă muzeografie și pe Alexa, da? Dar nu e rușine. Și celui care l-a numit acolo și acestui personaj, într-adevăr, care a acceptat această chestie? Deci să ne întoarcem la concurs. Da. Deci Muzeul Județean organizează totuși, într-un final, concursul pentru ocuparea acestui post. Doamnă, să vă spun ceva. Acest concurs la care am participat eu și am fost singurul participant, dacă vă la puteți, care v-ați înscris. La care m-am înscris. Dacă vă că puteți, n-ați apucat să participați. Dacă vă puteți închipui așa ceva, a fost organizat tocmai ca să nu se țină și ca să nu să participe nimeni la el. Vă puteți închipui așa ceva? Că un președinte de județ stabilește într-așa fel condițiile încât nimeni din Giurgiu să nu poată participa la acest concurs? Păi, haideți să vedem care au fost aceste condiții pe care spuneți dumneavoastră că nu le îndeplinește nimeni. Dumneavoastră sigur nu le-ați îndeplinit din moment ce n-ați putut să participați acolo. Eu vă spun foarte ferm și voi face, acum că am timp, în săptămâna aceasta voi merge la cel care a emis legea, la Ministerul Culturii, la Comisia Juridică de acolo și voi încerca să văd ce este cu această lege, că și legea e proastă. Deci, iar la o lege proastă deja apar profitorii așa, ca frunza și iarba, ceea ce face și Vasile Mustățea. Dar vom discuta despre legea. Deci vă rog să spuneți condițiile de participare la acest concurs, cum arată în viziunea domnului Mustățea, directorul Muzeului Județean. Uitați aici, am o hârtiuță în mână, sunt condițiile de concurs din 5-a 12-a 2013.
Vasile Mustățe. Concursul anterior. Vasile Mustățe. Concursul dinainte. E semnat de Vasile Mustățe, da? Se vede semnătura aici lui Vasile Mustățe? Da. Garantez eu că eu de aici văd. Da, vedeți, da, bun. Da. Bun. Și spune Vasile Mustățe aici ceea ce semnează, da? Concursul așa... Ce condiții specifice pentru ocuparea postului? Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției publice de cultură, da? Și doi, experiență în funcții de conducere minim 2 ani. Doamne, suntem vii, avem cuvintele la noi, avem memorie, astea sunt toate condițiile, da. Bun. În 2013. 2013, da. Bun. Acum le citim pe cele 20 ianuarie 2015, da? Bun. Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalență în domeniul de activitate al instituției. Da, bun. B. Are vechime în specialitatea studiilor menționate la litera C de minim 10 ani. C. Are experiență în funcții de conducere de minim 10 ani. F. Să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul management. Doamnă, sunteți un om de presă și m-am văzut câteva emisiuni de dumneavoastră și vă mărturisesc că eram și obosit și puțin bolnav și am venit numai din respect pentru că am văzut că sunteți un gazetar de elită și vă faceți profesia cum trebuie. Ați auzit ce am citit eu aici? Foarte bine. E vreo diferență între ce a stabilit Mustățea acum un an aproape și ce a stabilit acum? E vreo diferență? Vă garantez. Eu văd că e o diferență. Dumneavoastră nu prea asemănați cu nici candidatul de dinainte. Nici la Luvru nu-ți cere 10 ani și încă 10 ani, da? Bun. Și acum vom reveni la... S-a scos din nou postul la concurs, dar până să revenim acolo, haideți, doamnă, să facem o chestie simplă. Simplă de tot și ușoară, așa. V-am dat și dumneavoastră. Deci, țara aceasta, ca orice țară civilizată, trebuie să se conducă după legi. Doamnă, legile nu sunt ca niște pantofi pe care îi descalți, pe care îi nos sau nu îi nos la șiret. Legile trebuie să fie ferme, trebuie să fie clare, da? Dacă legea prevedea masterat de management sau postul de management, nu credeți că trebuia să fie în lege? Deci e vorba de un act de învățământ superior. Nu cred? Vedeți dumneavoastră în lege, uitați, ordonanța 989 din 25-11-2008, recorectată cu toate cele ulterioare, inclusiv cu legea 185 din 2014 din decembrie. Da? Da. Le citim pe toate, da? Și dacă dumneavoastră vedeți aici așa ceva, îi ridicăm o statuie lui Vasile Mustățe. Deci, îmi dați voie să mă opresc eu la una dintre condiții, pentru că celelalte sunt general valabile. Cetățenie română capacitate de plină de exercițiu, asta mi se pare absolut normal. Nu vă opriți la ce, vă rog frumos. Păi da, că aceea este foarte interesantă, da. Hai, deci, întrunește condițiile de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției. Da, doamnă. Deci eu am aceste studii superioare, mă încadrez perfect, da? Mai mult de atâta, de 2 ani, am luat concursul de doctorat al Facultății de Litere din București. Deci sunt doctor în literatură cu teză despre Geo Bogza și avantgarda română, iar la licență pentru studiile celelalte, teza mea de licență este facla interbelică. Facla interbelică, vă amintesc, a fost condusă de Ion Vinea. A fost proprietatea lui Ion Vinea, născut la Giurgiu, între 1930 și 1940, până când legionarii au închis publicația, a fost revista foarte importantă a lui Ion Vinea. Ion Vinea este, cum să vă zic, unul din numele de referință ale acestor locuri. Eu aș face chiar o secție Ion Vinea la muzeu, cum aș face și o secție Ion Tudor Vianu separată, pentru că e o întreagă porțiune de istorie culturală românească. Ion Vinea a condus contemporanul 10 ani, din 22 până în 32, cea mai importantă revistă de avangardă din România. Bun, haideți să revenim la subiectul acesta. Deci eu întrunesc aceste condiții plus bonus un doctorat pe domeniu. Da? Bun. Mergem mai departe, da? Trecem la punctul D.
întrunește condițiile de pregătire sau experiență în management. Aveți experiență în management? Doamnă, 25 de ani de zile am condus editura Vinea. Editura Vinea, am fost acum la Paris, am fost singurul editor român cu stand propriu și am avut 15 cărți lansate la standul României, cărți în limba franceză, dintre care Ion Vinea. Și poezie. Ceea poezie. Ce este foarte greu. Poezie și avangardă. Este foarte greu Vinea să manageriezi cartea de poezie. Uitați de deja, deja sunt uitat standul editurii Vinea, se vede în imagine, îl vedeți pe domnul Țone și acolo sunt autori de la București, de la Chișinău, de la derulați fotografii, să ne uităm puțin la fotografii, da? Sunt la standul României când am început lansarea, prezentarea celor 15 volume, la standul României, nu la standul editurii Vinea. Deci eu am reprezentat și România, da? Da. Dați la... Acesta este standul general al nostru. Sunt traducători, poeți. Miron Chiropol, celebru scriitor plecat la Paris din România în anii 70, o somitate. Da. În fine, să lăsăm să deruleze numai... Dați totuși să vedem și imagine, să vedeți cu cine am fost acolo. Dați mai repede puțin, vă rog frumos. Ca să vedeți cu ce scriitori am fost. Pentru că asta vă spune. Nu, aici e o fotografie mai veche cu Ion Mureșan, care e un mare poet, cu Dinu Flămânci și cu Ioana Crăciunescu, la Paris, da? Acum la Paris, acum 3-4 zile, da? Un mare poet și o mare actriță, Ioana Crăciunescu, da? Mai dați, vă rog frumos, da? Cu Ioana Crăciunescu. O fotografie a mea făcută acolo cu cartea mea. Dați că erau cu Mircea Cărtărescu, erau cu Simona Sora, erau cu Simona Popescu și așa mai departe. Deci vreau să spun că într-un articol legat de acest eveniment de la Paris se spune că au fost invitate peste 30 de personalități literare, printre care e trecut și georgiuveanul nostru Nicolae Țone. Nu numai că e trecut Țone acolo, doamnă. Da, Țone, ca participant. Țone a avut 20 de cărți, aproape a avut când a avut România cărți noi, de singur. Da? Dar Țone, acesta despre care vorbiți dumneavoastră, nu este bun pentru Muzeul Județean de la Giurgiu. Asta am înțeles, da, până acum, ca o concluzie. Nu întruniți condițiile necesare pentru a fi un manager de succes al muzeului. Păi nu știu ce crede domnul Mustățean. Dar stai să lămurim chestia cu legalitatea, da? Deci întrunește condiții de pregătire sau experiență în management. De sau, doamnă, e sau, da? Ești sau. Iar mie, vedeți pe ceea ce mi-au respins, că aveți acolo cererea dumneavoastră și venim acum la ea, unde spune așa, ce nu îndeplinește Țone, n-are studii absolvite de masterat sau studii posibilitate în domeniul management. Exact asta spune. Iar în lege spune așa, întunește condiții de pregătire, am doctorat, sunt pregătit, doamnă, chiar sunt. Sau experiență. Sau! Păi e sau, doamnă, nu e și. Da, dar această experiență în management care vă este imputată dumneavoastră, lipsa, practic, de experiență în management, dar manageriați o editură. De 25 de ani. Și care și este un institut de avangardă, și o editură de succes. Iată, invitată la evenimente internaționale, la salonul de carte de la Paris. Mai mult, dar această experiență. Nu vreau să uitați, am aici, vedeți Flammarion, da? Deci, vedeți aici, așa. Am contract în clipa de față pentru 10 volume Tristan Țara. Singurul din România pentru a edita în 10 volume Tristan Țara. Marele scriitor născut în România la Moinici, care a declanșat dadaismul în 1916 la Zurich, da? Am contract cu Gerasim, cu editura José Corti, despre editarea operei lui Gerasim Luca. Doamnă, astea nu sunt acte de management simple. Astea sunt performanța performanței. Nu știu dacă înțelegeți ce spun. Eu înțeleg, sunt pentru că eu înțeleg, de valoare europeană, eu înțeleg societatea în care trăiesc și, după mintea mea, să trăiești din poezie și să manageriezi și să trăiești din vânzare de carte în ziua de astăzi este chiar o performanță. În ce România se bazează, vorbesc? Domnul Mustățea? Mai este o literă la lege și eu vreau să încep acum o campanie națională ca această literă la ce are el să dispară, că aici se întâmplă. Spune, întrunește alte condiții
solicitate de autoritate. Pe asta se bazează domnul Mustățea. Dar, încă o dată, aceste condiții altele solicitate de autoritate n-are cum să fie referitoare la studii. N-are cum, pentru că studiile le prevede foarte clar la punctul C, întrunește condiții de studii în universitate și, deci, știu eu, poate Consiliul Local dea să fie cineva care e giurgiuvean, locuiește aici, care se impune alte condiții absolut normale ca această unitate din oraș să fie performantă sau dacă vrea domnul Mustățea, îl obligă prin aceste condiții specifice să poarte viitorul director pantofi roșii. Știu, poate pe sigla instituției culoarea roșu. Poate să ceară asta. Niciun caz nu poate să ceară studii. Nu poate să ceară mai mult decât specifică legea. Dacă legea spunea acolo și studii de management și nu sau, jos mustața. Putea dar să facă... lămuriți-mă într-o privință. Deci am înțeles, dumneavoastră nu îndepliniți acest criteriu de experiență în management. Care nu ia lege, ci ceea ce cere domnul Mustățea. Dar actualul manager, fie el și provizoriu pus acolo interimar fără concurs, îndeplinește punctul C al acestei legi? Nu știu. Cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției? Păi n-are cum. Și pentru că n-are cum, cred că de asta nici nu s-a înscris la concursul la că care n-avea cum eu. Să se înscrie la concurs dar pentru că nu îndeplinea criteriile. Dar ce face domnul Mustățea? Vine și dă din nou, scoate postul la concurs și adaugă aici studii, uitați cum devine punctul din lege, ce? Studii în stare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției, la domnul Mustățea devine așa. Studii în stare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalență în următoarele domenii. Științe umaniste și arte, științe sociale, științe inginerești. Doamne, e de râsul curcii. Păi asta arată intenția că vrea să-l pună pe omul ăsta. Și dacă deci vrea limitează să... practic accesul unui număr restrâns de oameni până la urmă. Nu limitează, lărgește ca să încape și metalurgistul nostru. A băgat științe inginerești. Citiți dumneavoastră în lege aici undeva, aveți legea în față, scrie undeva acolo științe inginerești. Doamnă, noi ne jucăm cu o lege. Păi nu. Și atunci ce scrie în ce pune Mustățea științei inginerești? Nu ca să-l pună pe acest om? De alminteri, eu vă amintesc că la conferința mea de presă de acum 2 săptămâni, l-am acuzat pe Vasilea Mustățea de 3 lucruri. Și l-a acuz din nou de același lucru. Și vă garantez că nu mă voi lăsa până când autoritățile de aici vor face cercetările de cuvință. Deci l-am acuzat de abuz în serviciu, pentru că e abuz în serviciu să practic să împiedici. Dar până la urmă aveți dreptate cu legea, dacă legea îi permite să modifice condițiile de concurs. Poftim? Dacă legea îi permite să modifice aceste condiții. Nu îi permite. Ia acele alte cerute de nu poate să ceară studii și că nu se poate. O să vedem. Vom face acum la Parlament, la Ministerul Culturii, să vedem cine are dreptate până la urmă, da? Dar dincolo de asta, e trafic de posturi publice, l-am acuzat și de asta, și de trafic de voturi. Toată lumea știe, și inclusiv la dumneavoastră în emisiune, că am înregistrat-o și eu, când un vicepreședinte de la Partidul Liberal a spus direct, l-am rugat pe domnul Mustățea să nu dea pentru voturi postului Buduru. În emisiunea dumneavoastră trecută cu un vicepreședinte al Partidului Național Liberal, da? Da, vă referiți la... Clar. Domnul Gheorghe Ștefan, deci, care a fost aici în emisiune acesta, deci, și a spus că nu-i trafichează de... voturi. Deci o chestie foarte gravă, doamnă. Trafichează posturi de instituții publice, da? Da. Și abuz în serviciu. Și mai mult de atât. Mi-au respins dosarul cu această hârtie, da? Cu această hârtie unde sunt 4 semnături, dintre care una e falsă. Am făcut. Da, de unde știți că dumneavoastră că e falsă semnătura? Știu că e falsă pentru că am verificat. Vreți să vă povestesc cum a fost? Da, vă povestesc. M-am dus. Trebuie să aveți și dovadă că e falsă. Păi, nu eu trebuie să dovedesc asta, doamnă. Deci eu am făcut plângere la Consiliul Județean și la Prefectură. De ce am făcut? Cum am descoperit? M-am dus și eu la șeful biroului juridic la județ. Să mai cer lămurie, domne, poate domnul Mustățea, cine știe, îi permite cumva legea să facă aceste inovații. Da. Și când m-am dus, l-am întrebat, dar doamna care a fost în comisie, este aici să o întrebăm și pe nânsa, păi ce doamna a fost în comisie? Păi doamna Cutare a fost în comisie, da? Și să aflăm
că doamna juristă Băiceanu Liliana, ca așa o cheamă, în ziua în care a fost, în care s-a întrunit așa numitul secretariat să-mi judece mie dosarul, a fost la București. Și șeful de la juridic nu știa că vreun jurist de la el din secție a fost numit în acest secretariat. Și așa am început. Când am văzut că nu e, dar ce caută semnătura acolo, am... Dar vreți să vă spun, dumneavoastră, aceasta este o adresă a Consiliului Județean către dumneavoastră, în care vă spune de ce v-a respins dosarul. Da, aici, dedesubt, scrie Secretariatul Comisiei de Concurs. Eu n-am văzut niciun act oficial în care persoanele care fac parte din această comisie să aibă doar semnătura. Se scrie numele în clar și în dreptul lor semnează fiecare, că așa nu poți să știi cine a fost aici, că nu scrie în... Sunt niște semnături. Știți? Da, deci știu că m-am interesat, da, e vorba de, cum să zic, de... Dar nu-i trecut niciun nume în dreptul semnăturilor astea. Aici sunt niște semnături indecifrabile. Poate să semneze oricine până la urmă. E un act oficial dat de ei, da? Pe baza acestui act, mie mi-a fost desprins dosarul, da? Eu am făcut pregerea... Iarăși asta arată că ceva se ascunde acolo, de ce fapt. Se ascunde, doamne, în momentul dacă, în care... dacă eu am depus dosarul cu ziua înainte, la ora 4 fără 10 minute, am depus singurul dosar, da, și la ora 10 deja mi se transmitea pe mail că mi-a fost desprins dosarul. Știți de ce spun eu că aș fi vrut să cunosc și numele persoanelor poate care au semnat aici? Pentru că această primă semnătură, nu știu cui aparține această semnătură, că nu se cunoaște, dar aici se cunoaște că e o semnătură cam tremurată, nu cred că arată a fi a unui om care are un nivel de cultură, să spunem, necesar pentru a face parte dintr-o astfel de comisie. Doamna Maria. Este, într-adevăr. Din ce văd eu aici, prima semnătură naște semne de întrebare. Deci eu sunt gazetar. Se cunoaște că e tremurată deci față sunt de gazetar. Celelalte. Am căutat, cum mi-a permis în acte legale, am căutat semnătura acestei doamne, Băiceanu Liliana. Și am pus-o lângă semnătura aceasta. Da? Dar de unde știți că aceasta e semnătura? Că nu scrie nimic în dreptul dânsei. Că și celelalte sunt indecifrabile. Doamne, inclusiv cu doamna Băiceanu am vorbit, da? Inclusiv cu șeful secției juridice de acolo, da? Și mai mult, eu am depus, haideți să vă arăt că am depus la prefectură, am depus la prefectură adresa respectivă. Am spus că bănuiesc, așa am scris, am suspiciunea că acea semnătură este falsă, vă rog să vedeți, să verificați. Da, am depus la prefectură, am adresa 2350 din 1202. 1202. Iar ei îmi spun, cei de la prefectură, uitați aici, din 2302 către Nicolae Țone, care a răspuns la nu știu ce, îmi spun că l-au dus la parchetul de pe lângă judecătoria Giurgiu cu numărul 2857 din 2302. Deci au depus această cerere. Am vorbit la parchet, când mi-a permis prin telefon, nu prin altceva, și mi s-a spus la parchet că au dat acestei cereri de verificare făcută de mine numărul 891 și că au trimis la poliția municipiului Giurgiu. Da? Deci e vorba de o adresă făcută de mine, cum a spus, din 12 februarie. În cât suntem astăzi? Suntem 1 aprilie, da? Sau cum? Da, aproape. Da. Bun. Eu știam că legea, sau mă rog, sunt 30 de zile în care trebuie să cerceteze. Nu vedeți că nimeni nici măcar nu vrea să cerceteze? Deci unde eu spun oficial, m-am adresat, mai mult, m-am adresat și județului și am spus încă o dată, nu este legal ce faceți dumneavoastră și uitați că este semnătura falsă. Și mi-au răspuns trei domni, Stănișteanu, Sergiu Noruț, Cornea Petre și Mănăire Relu, mi-au răspuns decât la prima parte, că nu întrunesc condiții de management sau așa, și n-au făcut nicio referire la semnătura falsă, ceea ce era în partea a doua adresei mele de... Da? Da. Deci asta vreau să spun și dacă se poate vedea diferența dintre acestea două, o să rog pe colegii mei să se pregătească să facem un prim plan. De asta v-am spus că mi se pare ceva în neregulă, pentru că uitați-vă la această adresă venită de la Comisia de Soluționare a Contestațiilor, spune așa, membrii comisiei, Stănișteanu Norus, Cornea Petre, Mănăilă Relu și fiecare semnează în dreptul numelui său.
aceasta pe care ați primit-o de la secretariatul comisiei de concurs sunt numai niște semnături. Haideți să vedem ca să se termine. Vedeți că este o ștampilă aici? Ce scrie aici? Da, conformă cu original. Așa. Deci, haideți să o luăm pe rând. Aceasta este adresa de la Comisia de Soluționare a Contestațiilor, unde se spune clar numele membrului din comisie, semnătura. Revenim acum la cealaltă adresă primită de domnul Țone, Secretariatul Comisiei de Concurs. Iată că aici sunt doar niște semnături, dacă dumneavoastră puteți spune cui aparțin. Da, nu știm cui aparțin. Cineva semnează conform cu originalul, dar de ce este așa? Din original au scos, așa nu se scrie acolo care sunt membrii comisiei? Doamne, nu înțelegeți că a fost... Păi, mi-e jenă să spun, nu folosesc cuvântul, da? Deci ce să mai zic? Domnul Țone, eu înțeleg, dar nu vreau să... Dar nu vreau să cred lucrurile astea totuși. Nu vreau să cred că se întâmplă totuși așa ceva. Ajutați-mă, ca poliția să înceapă în sfârșit să cerceteze. Și vreți să spun de ce? Nu pentru că vreau să fie Nicolae Țone director sau să fie... Dar nu-i corect să se întâmple lucrurile astea. Astea sunt niște mânării dacă se întâmplă așa cu adevărat până la urmă. Dumneavoastră și nu, eu m-am jenat să și nu-i, nu-i, și nu-i corect. Vă reamintesc lucru foarte grav. Acești trei membri ai comisiei, între care și șeful secției juridice, au avut în cererea mea inclusiv semnalarea faptului că suspicionez de fals acea semnătură. Dar au eludat în răspunsul lor cu tot partea a doua a contestației mele. Nu întâlnești niciun cuvânt aici că de la juridic n-a participat, că a semnat fals, că nu știu ce. Știți de ce am acceptat subiectul acesta și am vrut să-l discutăm? Pentru că este o situație într-un fel asemănătoare cu cea de la Spitalul Județean, unde de mai bine de un an și jumătate se menține un interimat al unui director care poate foarte bine să participe la un nou concurs, dar starea aceasta de interimat a adus spitalul într-o situație și mai dezastruoasă decât era înainte. Pentru că așa se întâmplă când un om nu poate fi tras la răspundere pentru ceea ce face acolo. Și aceleași tertipuri și demascate de fiecare dată pentru a nu se organiza un concurs. Să nu mai ne ascundem după. Așa lucrează Vasile Bustățe, acest liberal de paie. Așa lucrează acest om. Cum Partidul Național Liberal acceptă între membrii lui un asemenea personaj? Așa lucrează, așa știe. Totul face numai prin minciună, prin fraudă, pe interes propriu. Are el nevoie de un vot? Acum are, da? De ce nu? Dar nu există la acest Consiliu Județean o comisie de cultură care să analizeze și ea. E vorba totuși de un mare muzeu. Acest muzeu a fost Muzeul Luptei pentru Identitatea Poporului Român. Era un mare muzeu, cel mai mare muzeu din sudul Dunării, da? Acum a ajuns... Ce a ajuns? Domnul Țone... Dar nu e o comisie de cultură, nu este acolo. Acest om chiar dispune cum vrea el, de ce vrea el și pentru un amărut de vot. Iar acest Constantin Buduru, ce fel de om este? Ce competență are? Ce personalitate are? Cum de are de se lasă cumpărat, de se lasă... De ce nu s-a ales și altcineva decât din membrii Consiliului? De ce? Sau de ce nu s-a ales cineva care măcar să fi fost profesor de literatură, măcar atâta să fie, nu specialist în metalurgie, da? Am mai spus și data trecută, chiar e combinat metalurgic acest muzeu? Să-și deschidă Mustățea metalurgie acasă la el, în prispă, și să-l aducă pe Buduru să-i lucreze acolo. Da, așa e că ați amintit de prispă, sunteți și... Ce sunt? Dar mi-e rușine, doamne, mi-e rușine. Omul din aceeași localitate. Omul s-a născut în același sat cu mine, vă dați seama ce faci? Vă dați seama? Nu-i cer nimic, el n-are calitatea să-mi dea mie ceva. Nu are, că nu e proprietarul muzeului. Nu este. E un biet om, un biet... Păi, nu este, dar este un donator de credite și Muzeul Județean este... Ce este? Aparține de Consiliul nu, Județean. Nu, de Consiliul Județean, nu de Vasile Mustățea, da? De când un Consiliu Județean întreg e numai un singur om? Da, dar știți că la un moment dat lui a spus că cine să-l oblige pe Vasile Mustățea să facă cine să-l ceva? Oblige? Bunul simț, doamnă, și legea să-l oblige, da? Dar deocamdată vedeți că, uite, legea îi dă voie să facă nu-i niște nu-i artificii legea, de nu e un artificiu. O să vedeți, o să merg până în pânzele albe, până se va cerceta. Merg oriunde. Da. Mergeți până în pânzele albe, da, pentru dumneavoastră? Nu pentru mine. De ce să merg pentru mine?
Eu nu accept ca la vârsta mea să nu pot să particip la un concurs atât. Poate la concursul ăla să înscrie și alții care sunt poate mai competenți. Deci nu v-ar fi deranjat dacă nu luați concursul? Nu. N-ați fi făcut... Pe ce să fac? Dacă un concurs e un scandal. Concurs, nu o să bănuiesc acum că toată România e coruptă și toată România e ilegală, nu? Că mă cheamă pe mine Țone. Nu. Sunt un om de bun deci, simț. Practic, toate demersurile acestea pe care le faceți, dacă, le-ați dacă, făcut doamne, și le veți doamna, face, sunt pentru organizarea unui doamna, concurs corect. Deci dacă se întâmplă asta cu Nicolae Țone, care e și un gazetar de forță, a fost, care e și un poet cu 20 de cărți și recunoscut și care e și o persoană publică, poate de 10 ori mai importantă decât acest Vasile Mustățea, da? Vedem noi ce mai rămâne după Vasile Mustățea. Știți care este marele dumneavoastră dezavantaj? Nu, n-am niciun dezavantaj. Ba da, aveți un mare dezavantaj, domnul Țone. Că sunt contemporan cu Vasile Mustățea. Sunteți om de că cultură sunt, și nu sunt, sunteți om politic. Marele meu dezavantaj e că sunt contemporan cu Vasile Mustățea, da? Asta e marele meu dezavantaj, da? Nu, doamnă. El sunteți este... om de cultură, dacă sunteți sunt poet cultură, și nu sunteți om politic. Nu-i nimic. O să facem și noi acele instrumente care să controleze acest politic, da? Chiar vă anunț că vreau să fac o asociație civică Dunărea Liberă, care în special să se ocupe pe această zonă de Giurgiu de ce fac politicienii noștri. Da? O să încep să țin conferințe, o să încep să chem oamenii, să vedem ce se întâmplă cu toate aceste lucruri. Vreți să vă mai spun că ce se întâmplă acum la muzeu e așa, cum să zic, aproape că nu e de nebăgat în seamă pe lângă alte lucruri care se întâmplă. Vedeți cineva care nu își dă numele și, bine, oricum putea să scrie orice nume acolo. Transmite un mesaj și se spune că, în care spune cineva dacă i-a întrebat pe salariații despre revenirea dumneavoastră, ci că ei ar fi disperat să luați dumneavoastră acolo direcțiunea. Păi, în primul rând... Deci eu am aflat că e o disperare acolo până să ajungeți dumneavoastră. Deci e o întrebare care probabil că e dirijată de cineva. Deci, în primul rând, că eu n-am condus niciodată acolo muzeul, așa. În primul rând, asta. În al doilea rând, eu, din câte știu, că am fost și acum de curând acolo, nu sunt certat cu nimeni de acolo. Mi-amintesc că domnul Alexa, după o dimisiune trecută cu domnul Velicu, m-a sunat și personal mi-a zis felicitări și foarte bine faci, după aceeași conferință de presă pe care am menționat-o la fel. Deci oamenii de acolo m-au sunat și mai mult decât atât mi-au zis că acolo nu se mai poate respira. Domnul Păunescu deja... este pur și simplu, se lucrează cu domnul Păunescu prin ordine din astea scrise. A fost, da, cred că știe tot județul, dar a venit președintele acolo să-i împace, să-i... Nu, e o situație intolerabilă acolo la muzeu. Deci nimeni de acolo nu-l vrea pe acest om, care nu înțelege cum se lucrează la un muzeu. El confundă, exact cum v-am spus, cu un combinat siderurgic. Acolo vii, semnezi condica, faci. Nu contează că poți să stai 15 ore acolo să nu faci nimic decât să mănânci aer. E alt fel de activitate. Acolo, dacă stai și scrii un articol, poate ai dreptul să stai 2 luni, să-l gândești, să-l scrii, da, articol științific. E altceva. N-are ce căuta cineva care nu pricepe. Dar o să vedeți că toate astea vor ieși deja la ideal. Știu bine. Știu din interior. Dar deci ce se întâmplă de fapt acolo? Pentru că domnul Păunescu, am înțeles că se pensionează. Deci acolo ce se întâmplă deja... Domnul Alexa, cred că și el este... Anul ăsta și domnul Alexa, sau foarte curând. Deci va fi la muzeu, se preconizează un dezastru aproape. Aproape 6-7 oameni de acolo se vor pensiona. Și oameni care au... Sunt oameni acolo care au zeci de arhive pe semnătura lor, care nu au cui le preda. Nu știu, va fi foarte greu. S-a ajuns în an de zile în această situație. Trebuie cineva prelua muzeul, trebuie să ia totul de la zero. Dar între timp s-au preocupat, pentru că era de așteptat că oamenii aceștia vor ieși la pensie Vasile Mustățea, în 2 ani de zile de când este șeful județului, n-a călcat niciodată în muzeu decât când a venit cu acest om, al lui, cu votul, cu Constantin Buduru. N-a călcat până atunci.
Nu înțelegeți despre ce vorbim aici. E un vot, e un trafic de voturi, e o chestie foarte gravă, asta e chestie de cercetat. Bine, asta bănuiesc dumneavoastră. Doamnă, omul ăla pe adună. Că e trafic de voturi, nu în Consiliul Județean, că asta nu putem să demonstrăm intenția. Cum să nu demonstrezi intenția, doamnă? Nu știu, nu pot să o demonstrez. Ce obține domnul Buduru de la muzeu? Ia o leafă? Deci ia o leafă, deci bustăția în loc să-i... Deci nu-i dă bani nimeni, îi dă bani sub formă de leafă, că îi dă votul, da? Nu știu, doamne, asta trebuie să dovedim că e așa este. Dovedim, sigur că o dovedim. Inclusiv emisiunea dumneavoastră de acum o lună sau ceva, omul din interior, vicepreședinte de Partidul Național Liberal, a spus: Vasile, lasă votul în pace și nu da muzeul pe mâna lui ăla, da? Și toată lumea. Sunt 10 articole de presă unde spun la fel, s-a vândut muzeul pentru domnul un vot. Domnul Ștefan a spus așa, spune. După părerea sa, în județ a trebuit făcut o altfel de politică. Da. Eu dezaprob, citez, numirea lui Constantin Buduru ca director general Muzeul Județean este o brăznicie. Acest lucru este mult prea mult. Cum aș putea eu să merg ca director al muzeului? Dânsul este inginer piscicol. Da, da. Nu aș vrea să-l văd pe Buduru cum explică vizitatorilor arheologia și istoria obiectelor din muzeu. Da, vedeți că tot în interviu mai este ceva unde spune că e vorba și de vot. Da. Păi de ce l-a... Hai, doamnă, să o luăm așa. Merg pe logica dumneavoastră. De ce l-a pus domnul Mustățea pe Buduru la muzeu? De ce? Deci competență muzeografică, muzeistică nu are, da? Pe ce l-a pus? Așa, pe ochi frumoși, mai ales că am înțeles că au fost de-a lungul timpului niște înjurături acolo, niște conflicte strașnice între cele. Suntem în ultima parte a emisiunii, mai avem foarte puțin și avem un telefon. Dacă sunteți de acord și sunteți pregătiți să preluați în direct. Dacă este civilizat telefonul, cu mare plăcere. Nu? Este singura noastră pretenție pe care o avem, un telefon civilizat și la obiect. Să auzim. Alo? Vă rog. Bună seara. Bună seara. Voi la dumneavoastră, Buduru, sunt și mă îngrozesc și aud ce spune acest om despre mine. Când se referă la votul în Consiliul Județean, eu nici măcar nu am drept de vot. Deci votul acesta nu poate fi folosit. Așa. Știți că la ultima ședință nici n-am arătat pe cea la vot. A, că n-a vrut. Nu văd ce avea și spune acest om, care eu nu l-am cunoscut decât așa întâmplător, cum poate să vorbească asemenea vorbă despre un om care nu cunoaște practic. Nu cunoaște activitatea acestui muzeu. Acest muzeu nu are inventarele făcute de ani de zile. Sunt bunuri culturale fără valoare, legea 311, ori din 2035. Să vină ca acolo ce este. Văd că vorbește tot timpul pe televizoare, vorbește. Să vină să-i prezint acolo. Așa. Deci să vină să-i prezint. Dar acum, domnul Buduru, am și eu o curiozitate. Nu mai imaginați dumneavoastră că de ani de zile acolo nu este un inventar făcut. Domnul Buduru, am și eu o curiozitate. Îmi permiteți să vorbesc și eu două minute? Deci nu există de ani de zile? Cum vine acest domn și spune? Deci ceea ce spune dânsul, nu l-am băgat până acum, nu seamănă, îmi pare rău. Să vină acolo, a lucrat acolo și când a lucrat dânsul, nici atunci nu era inventarele făcute. Domnul Buduru, da. Ceea ce spuneți dumneavoastră este o parte a activității de acolo, dar îmi dați voie să vă întreb și eu ceva. Da. Cum s-a gândit domnul Mustățea la dumneavoastră să vă propună să luați interimat? Întrebați-l pe dânsul. Păi nu că ați discutat, bănuiesc că a stat de vorbă, că v-a chemat, v-a spus, uite măi... În primărie știa că am lucrat pe cultură și în primărie și de acolo probabil. Ce ați lucrat pe cultură? Ce a lucrat pe cultură? Dar cum moderați o asemenea om care jignește un consilier de ani și un cetățean acestui oraș? Nu, domnul Țoneș spune opinia. V-am invitat și pe dumneavoastră să vă spuneți opinia și iată că aveți posibilitatea. Da, vă ascult. Deci, asta eram curioasă să aflu. Dar cum s-a gândit domnul... Care vă știu foarte mult timp, deși cunoaște, cum puteți să lăsați un asemenea om să vorbească asemenea inepții despre un om pe care nu l-a întâlnit în viața lui? N-ați schimbat trei vorbe. Uitați-vă la sensul cum arată și cum dă vă de butare într-un om. Doamnă, eu am la 6400 de voturi... Doamna, a spus că va fi o intervenție politicoasă, da? Domnul Buduru, nu mi-ați răspuns, totuși am și o curiozitatea mea, nu mi-ați răspuns. Cum s-a gândit domnul Mustățea tocmai la dumneavoastră? Eu acolo am intrat într-o discuție amicală în acea instituție și cu asta basta. Altceva nu avem ce de discutat. Păi nu e orice bun, nu e orice instituție. Nu am fost în evidență asemenea lucruri urâte de acolo? Nu vă pune întrebarea asta. În loc să vă bucurați că un om a avut curaj să spună ce este acolo, ascultați ce curaj
curaj, domnule, ce curaj ai avut dumneata să spui? Ce curaj ai avut dumneata? Nu vezi că se calcă legea pentru tine? Nu vezi? Nu vezi că pentru tine... Uite-te la dumneata! Da, să uite la mine, tot Giurgiu, da. Care este problema? Te rog frumos, nu te-am zis niciodată. Cum vii tu și mă gândești pe mine? Ce cauți, domnule, acolo? Du-te, domnule, la combinate metalurgice, du-te, domnule, la metale, că aia ți-e pregătirea. Nu vezi că nu vezi că ai făcut deja 3 greșeli de gramatică când vorbești acum? Lasă-mă că vorbesc de vorba. Lasă-mă, asta e limbaj, doamnă, cine conduce un muzeu, lasă-mă. Eu n-am zis niciodată, mă. Cu ce te mă gândești tu pe mine, mă? Ce te referi să păstrăm, mă? Domnul Buduru, haideți să păstrăm totuși un ton... Păi nu, doamne, că l-ați văzut până acum! Nu! Doamne, pe mine, oamenii, mă, cum sunt juriu acest individ? Cine este, domnule, să-l lăsați să vorbească despre mine? Deci nu, ceea ce a spus domnul Țone despre dumneavoastră se referă numai la faptul că nu prea ați avut legătură cu activitatea muzeului. Dar cei care au avut legătură, de ce n-au gestionat până acum treaba acolo, doamne? Care au avut legătură, gestionat științifică la pământ? N-au valoare, n-au nimic. Păi, întrebați-i pe ei. Întrebați-i pe ei. Cum? Întrebați-i pe ei de ceea ce s-a întâmplat acolo. Cine n-are valoare? Eu dau notă de serviciu care mi-o asum. Degeaba vorbește acest individ că nu știu ce fac acolo. Nu, am zis, domnul Buduru, a spus că totuși să păstrăm așa o limită a bunului simț. Doamne, poate nu știu cât timp este pe televiziune. Da, domne, că dumneata ești la că ești la muzeu, ești interimar. Te-am numit Mustățea. Vai de mama ta. Nu văd. Dacă ajungem la nivelul acesta... Pe ce să mă numească? Eu vreau să particip la un concurs, nu vreau să mă numească nimeni. Cât să las pe acest individ? Deci eu propun să păstrăm discuția niște limite rezonabile ale bunului simț. Am venit la în emisiune, am vorbit frumos de câte ori. Câte ori am fost? Domnul Buduru, eu vă propun ceva. Organizați dumneavoastră o conferință de presă, pentru că asta e cea mai bună modalitate să vă faceți... Mă lăsați să vorbesc și eu că... Să vorbim la presă. Nu. Și promovați dumneavoastră proiectul pe care îl aveți pentru acest muzeu. Am depus până acum să dau semn acolo. Am auzit că s-a contestat examenul, că nu știu ce, nici nu am depus dosarul. Ce vorbește acest individ? În alte emisiuni. Poate când... Domnul Buduru, uite, vă promit eu că într-un viitor apropiat, dacă vă prezentați un program al dumneavoastră, un proiect pentru acest muzeu... Doamne, oamenii care vor să facă treabă sunt încurcați asemenea persoane. Păi ce treabă puteți să... vreți să faceți dumneavoastră și vă încurcă domnul Țone? Cu ce vă încurcă? Păi dar acum deși l-ați chemat, domnule, mențiunele. Pentru că omul are ceva de spus și din păcate... Deci, și, puțin. Din păcate, să știți că unele din lucrurile... Știe dânsul că n-au valori bune culturale, știe dânsul că anul trecut n-a fost în stare să facă inventar într-o instituție. Cine a fost domnul Budul? Cine a fost director anul trecut la muzeu? Da, anul trecut a fost domnul Băunescu și cu domnul Bucenic. Care domnul Bucenic a dat o decizie care nu s-a respectat. Veniți să vă arăt, nu am nicio resentire față de dată, veniți să vă arăt. Deci v-am lăsat, dar nu se mai poate așa ceva. De ce până acum cei care au fost pe parte științifică n-au condus muzeul ăsta cum trebuie? Stai la domnul Buduru, vă rog eu frumos, gata, vă rog frumos, dacă vreți să nu... Domnul Buduru, n-ați putut să-mi spuneți care a fost motivul pentru care domnul Mustățea v-a solicitat pe dumneavoastră? Dar îmi spuneți motivul pentru care dumneavoastră ați acceptat? Da, doamnă, am acceptat că a vrut să fac treabă și de prima săptămână s-a văzut. Și de ce nu depune dosarul la concurs atunci dacă să ții concurs? Da, chiar așa, uite, o întrebare din partea domnului Țone pe care eu consider pertinentă. De ce nu v-ați depus dosarul să participați la concurs? Până nu e ceva clar acolo, eu numai asta aveți să mă arunc în necunoscut așa, dacă nu pot să pun treabă la concurs. Păi oricum v-ați aruncat în necunoscut, că ați acceptat, e tot un post de director și interimar, tot director este. Știți că acel muzeu nu are consider juridic, dar de zile a funcționat. Fără consider juridic, cum poate o instituție... Păi l-ați întrebat pe domnul Mustățea de ce n-a scos la concurs un astfel de post? Că trebuia și el a remunerat. Doamnă, întâi trebuie să cunoști problema acolo și la urmă să tratezi... Și acum, domnul Buduru, adică chiar vreți să-mi spuneți că nimeni n-a cunoscut problema de acolo până n-ați venit dumneavoastră? Doamnă, vă cunosc foarte bine să veniți să vorbim acolo. Veniți să vă arăt cu hârtii. Am hârtii care pot să vă dau sute.
Și asta vreau să omit de stacete din vizul cunoaște, chiar nu știu când era la vârf, nici nu venea acolo. Nici nu venea acolo. Deci, practic, dumneavoastră ați fost pus acolo să faceți ordine în muzeu și când terminați ordinea, atunci scoate postul la concurs și noul director va veni într-o instituție perfect organizată. Doamne, e fost și acum postul, nu am participat, nu mi-am depus dosarul. De ce nu v-ați depus dosarul? Că atunci n-ar mai fi fost aceste discuții. Ei, nu îmi spuneți asta, nu, nu, nu. Găsiți alt motiv, nu ăsta. Da, adică doamnă, nu. Nu e, doamnă, că nu mă duc cu vorbele. Cine nu, dar... Domnul Buduru, nimic din ce se întâmplă acum n-ar fi fost... Doamne, cine are timp de vorbe, nu muncește. De ce n-ați participat la concurs? De v-ați depuneați frumos dosarul, participați și câștigați? Deci e opțiunea mea. Particip când vreau. Câștigați pentru că vă încadrați în cerințele... Ține concursul meu, postul meu, bate. Și când credeți că o să terminați să faceți ordine acolo? Doamnă, trebuie inventare. După ce te inventarieză, se face sistemul informatizat, registrul de evidență a bunurilor culturale, fișele doctor, să facă fișe de restaurare, de concert, tot ce e acolo, nu există nimic. Deci și vreo expoziție nouă, ceva mai vedem, în afară de inventarieri și toate astea? Doamnă, știți când am întrebat acolo, spuneți atenție că nu știa nimeni? Când am întrebat niște registre? Da, domnul Buduru, eu am înțeles, v-am întrebat și eu ceva și niște expoziții, că pe noi, așa, domnul Traian Popa ne obișnuise ca periodic să avem expoziții. Doamna, una deja a avut loc, dacă n-ați fost la venitaj, îmi pare rău. Una, într-una s-a făcut una. E un plan muzeal. Ați organizat-o dumneavoastră ca nou director acolo? Poftim? Ați organizat-o dumneavoastră ca proaspăt director? Da, am venit să s-a organizat. Și da. un grafic de expoziții, de va fi noaptea muzeilor, o să fie de-a lungul anului mai multe. Bun, dar am înțeles, domnul Buduru, dar legea, eu... Și legea cu concursul care e, doamnă? De ce mai sunt legi? De ce se mai scot? Doamne, eu nu vorbesc, dânsul vorbește de concurs și eu vorbesc de treabă. Dânsul vorbește de concurs și eu vorbesc de treabă. Domnule, sunteți ilegal, sunteți într-un loc, sunteți ilegal într-un loc. Nu puteți, nu puteți să, nu poți să stai, domne, interimar veșnic acolo. Chiar nu puteți să stați veșnic acolo. Nu puteți să stați veșnic acolo. Am intrat într-o dispoziție. Te rog frumos, mai mate când. Păi nu mi-a făcut în niciun fel. Printr-o dispoziție care văd că acum s-a modificat și s-a pus inginerești. S-a pus studii inginerești. Da. Atâta timp cât niște condiții sunt legate, așa am vrut așa că și eu n-am participat, sunt poftiță, nu mă interesează așa de mult ca pe dumneavoastră, dar munca mă interesează, a face munca acolo. Și apropo de vot, eu n-am votat în procesul, la ultima ședință, pentru faptul că n-au făcut ceva pentru muzeu, n-am fost pentru ședință. Domnul Buduru, da... A votat că n-are dreptul. Domnul Buduru, da, problemele despre care vorbiți dumneavoastră și pe care le-ați găsit acolo la muzeu sunt de multă vreme. De ce nu v-ați gândit până acum să solicitați... Nu le-a remarcat nimeni, până să ajungi acolo. Nu le-a remarcat nimeni, până când să fiu acolo. Am înțeles. Nu l-a semnat la mine, n-au avut curaj să le pedaleze. N-au avut curaj. Păi, în fața cui n-au avut curaj? Nu stați... Domnul Buduru, stați puțin că intrăm pe altă pantă acum. În fața cui n-au avut curaj? Păi nu știu, eu când am ajuns... Nu, dar în fața cui n-au avut curaj să spună lucrul acesta? De cine s-au temut? Nu știu, doamnă, eu când am venit, am vorbit. Nu știu ce fac alții, de ce n-au vorbit. Dar eu când am venit, am vorbit. A fost semnale de alarmă, am făcut acolo unde... Lumea era serviciu, sta acolo, deci fac inventare. Din toată, domnul Păunescu, când a zice că a plecat de pe 20 de zile... Și dacă toată lumea face inventare acolo, domnul Buduru, activitatea specifică muzeului, când se mai desfășoară? Dacă faci cercetare, trebuie să știi ce e în sac. Deci să știi ce... Da. Și când preconizați că se va termina? Nu să știe ce are fiecare. Când preconizați, domnul Buduru, când preconizați că se va termina? Doamna, acolo e treabă de 3 ani de zile, nu se niște nimeni ce e acolo. Dacă stă, deci, practic, 3 ani de zile, oamenii ăștia sunt blocați pe inventare și pe alte... Doamna, vor fi și inventare și va urma cercetare pe ce... Și vrea să stai interimar 3 ani de zile, doamnă? Va sta interimar acolo 3 ani de zile? Stați interimar 3 ani, auziți ce întreabă, doamnă. Doamna, asta e întrebare de bătaie de joc. Eu v-am spus ce se va face acolo. Deci s-a scos de 2 ori. Nu, dar îi veți recomanda domnului Mustățea să organizeze un nou concurs, totuși? Doamne, nu e treaba mea asta. Concursul nu e treaba mea. Concursul organizează muzeul, concursul organizează... Păi, dacă vă interesează binele muzeului pentru binele oricărei instituții,
binelor care instituție este să aibă un director legitim. Dați-mi puțin voie. Dumneavoastră, credeți că mă duceam acolo să îmi fac dușman degeaba? Și mă duc acolo să fac treabă. Că nu era... Deci am pus ordine, doamnă, întrebați lumea. Treceți pe acolo, pe stradă. A venit tatăl zi, nu știe, bă, zice, să vede că s-a spălat geamul. Sau mă rog, niște lucruri, da. Deci eu m-am dus acolo să fac treabă. Și să semnalez, n-a avut nimeni curajul. Nu m-am dus la concurs. Deci nu m-am dus la concurs. Și fără concurs nu se poate, doamnă, lucra deci, acolo. Este în ilegalitate. Deci un concurs se organizează, oricum, se câștigă. Un concurs dă legitimitate unui organ. Domnul Buduru. E absolut unitor ce spune acest da. Deci, domnul Buduru, eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Doamnă, când veți... Da. Asta este treaba mea și eu vă rog frumos, faceți ordine la muzeu, nu în emisiune la mine. Să-mi pare rău că m-au sunat mulți. Vorbește la televizor acolo. Asta e treaba dumneavoastră și a prietenilor dumneavoastră. Vă faceți ordine în muzeu, aici la mine, în emisiune, eu hotărăsc cine vine. Și vă aștept și pe dumneavoastră să știți, să-mi spuneți cum ați făcut ordine în muzeu. Și cum faceți individ în emisiune? Și documente și eu cu documente. Deci, domnul Buduru, nu mai avem timp acum că trebuie să ieșim din emisie, dar vă aștept și pe dumneavoastră să-mi spuneți care sunt proiectele dumneavoastră pentru muzeu. Dar eu n-am nicio treabă cu el, nici nu dușmănesc, nici... Dar lăsați-l pe domnul Tone, acum vorbiți cu mine, da? Am fost în Consiliul Județean, nici n-a avut curaj să vină la mine să mă întrebe. Bun, eu vă mulțumesc pentru intervenție. Trebuie să închidem emisiunea, am depășit oricum timpul. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și vă aștept, v-am spus, să ne spuneți, de fapt, nouă, nu mie personal, care este proiectul dumneavoastră pentru acest muzeu, pentru că se pare... 3 ani de zile, totuși e o perioadă așa. Într-un minut, domnul Țone, ce veți face de acum încolo? Doamnă, ce să faci? Vă dați seama cum se gândește, ce se întâmplă? Ce să mai vorbești? Vă urmați demersurile? V-am spus, deci, bineînțeles, sunt niște acte date la autorități, niște contestații făcute. Ce am auzit acum îmi trece orice închipuire. Omul ăsta și închipuie că stă acolo 10 ani, face el ordine, ce face el? Doamne, e o lege în țara asta. Cum să scoate? Lucrurile sunt și mai grave. Înseamnă că domnul Mustăți a scos în batjocură acest post la concurs special să nu-l ocupe nimeni. Vă închipuiți? Mustăția este retribuit de cetățeni, este ales de cetățeni să asigure funcționarea muzeului în condiții legale. Ca domnul Mustăția, iată, face în așa fel de concurs ca să stea domnul Budur acolo o veșnicie. Nu se poate. Nici nu vine să cred că suntem o țară europeană, da? Ce se întâmplă aici? Deci, am văzut care e situația acolo. Ce situație dumneavoastră... acolo? Chemați-l pe muzeograf, chemați-l pe Emil Păunescu, care o știu. O să mergem mai departe cu acest... Domnul Budur îi dă lecții lui Păunescu. O să mergem mai departe cu acest subiect, pentru că este o instituție importantă de cultură și... Doamne, bine. Ce-i... Pe lângă faptul că a fost vitregită ani de zile de fondurile care îi se cuveneau acestui muzeu. Acum e pe cale să-și piardă și oamenii buni care sunt acolo, pentru că asta este, trebuie înlocuiți și fiecare și-a făcut stagiu, trebuie să iasă la pensie oamenii și problema se pune, care problema de la muzeu este mult mai importantă. Vom afla și părerea lor. Vă mulțumesc. Nu vă închipuiți? S-au organizat deja 2 ediții de concurs la care nu se poate înscrie nimeni. Ce face Vasile Mustățea, de fapt? Dar nu vă dați seama că omul ăsta se joacă de-a legea, se joacă de-a muzeul, se joacă... Ce face? Îl ține acolo pe domnul Buduru pentru ce? Să inventarieze bunurile, ne-a spus domnul Buduru. Dar nu trebuie să o persoană cu un concurs câștigat în legalitate nu va putea să inventarieze. E foarte mult de lucru la muzeu. Știți care ar fi posibilitatea să convingeți dumneavoastră personal? Să-i convingeți pe oameni că ceea de demersurile dumneavoastră doamnă, nu sunt personale. Nu, deci, cum să fie personale? Adică nu vreți neapărat dumneavoastră funcția deci aceasta. Deci eu vin în clipa de față de cel mai mare târg de carte din lume. Nici n-am avut timp să ne uităm pe aceste cărți și pe aceste lucruri, da? Asta e performanță. Nu ce face domnul Buduru sau ce face domnul Mustățea. Sau... Dar nu vă dați seama, Tone, e posibil așa ceva, dar e incredibil. E incredibil să scoți un post de manager la muzeu tocmai ca să nu fie ocupat. Aici trebuie să intervină organe
foarte competente. Nu se poate să așa. Să vedem ceva. Răspunsurile pe care le veți primi dumneavoastră de la aceste organe competente. Păi nu vedeți că nici nu cercetează. O să-i obligăm să cerceteze. Probabil, da? Că va veni și vremea când va trebui să dea un răspuns când? Clar la în această luni, măsură. La după 3 ani. Când face vă mulțumesc foarte ordine. Mult pentru prezența în această seară. Poate cu altă ocazie vom lăsa la o parte lucrurile acestea urâte și vom vorbi și despre partea frumoasă, aceea de care aminteam la început, despre poezie, despre cultură, despre cum este privită cultura în alte țări, așa, ca să nu mai intrăm în alte amănunte. Închipuiți undeva într-o altă țară, asemenea, să scoți un post la concurs de bătaia, să scoți așa în bătaie de joc? Deci încă o dată vă mulțumesc, asta este realitatea în care trăim, fiecare are dreptul până la urmă să-și spună punctul de vedere, așa se cere, așa e corect, vă mulțumesc încă o dată. Să facă poliția cercetări, să vadă ce și vom vedea ce se întâmplă. Semnături da. False, să vadă ce exact. Punem punct întâlnirii din această seară, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem săptămâna viitoare.